Iată-ne la un nou episod din Bucătar fără scăpare. Cine se încumetă să pășească în bucătăria noastră astăzi? Invitatul de astăzi este un mix între sensibilitate și forță. Bine ai venit, Vladimir Drăghia! Salut, salut! Salut! Ce mai faci? Cum te descurci? Foarte bine, ai zice. Nu mă plâng. Deci în bucătărie ești brici? Deloc. Ah, ok. Dar știi să treci peste probe complicate? Da! Plin astâta vreme de la tine. În cazul acesta, fă stânga împrejur și îndreaptă-te către automatul de rețete. Ce ziceți? O să-mi iasă rețeta? Aștept comentariile voastre. Vladimir, Doc? Ce trebuie să faci? Acum trebuie să apeși pe buton ca să afli ce gătești. Nimic mai simplu. Acum poți să apeși. Ce ai vrea să gătești? Ouă prăjite se poate? Nu e negociabil. Toată ziua stă pe lac, cu gura mare, mac, 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 și se dă supervitează până pe varză aterizează. Hai că e simplu. Ce e? Hai că e simplu. Pui de baltă. Nu. Și o greșeală de tipar, e oac, oac, oac. Ghiști că ce-i? Este rață pe pat de varză? Rață pe varză. Ha. Rață să par conosor așa. Hai să luăm ingredientele repede, Vladimir. Și suntem contratimp? Da, da. Curaj. De obicei, invitații noștri trebuie să ghicească ingredientele necesare pentru rețetă. Dar pentru tine va fi ceva mai simplu, tu va trebui doar să alergi. Așadar, de acord. Ai de luat 6 verze de aur. Dacă găsești toate cele 6 verze de aur, vei primi coșul cu ingrediente corecte. Cât timp am? 60 de secunde, dragul 60 meu. 60 de secunde pentru 6 verze. Iar dar timpul tău începe în 3, 2, 1 și... Îți va spune pe unde o iei. Ok. Am pornit timpul, am pornit timpul. Gata, una aici. Sus. Bun. Sus, sus, avem sus. Avem una. Sus, adică să o iei pe sus. Exact. Grăbește-te, grăbește-te, grăbește-te. Perfect. Sus, sus, sus. Unde-i, mă? Hai. Varză, varză. 45 de secunde mai ai. Pe sus, văd, pe sus, Vladimir, pe sus, pe sus. Trebuie să o iei pentru următoarea varză. Păi cât de sus? Foarte sus, cel mai sus. Aha, gata, gata. Jos. Jos, pe jos trebuie să o iei. 30 de secunde. 30, Vladimir. Undeva trebuie să fie o varză. Nu pot să cred. Să vedem gata, varza gata, de jos. Aur. Oare va reuși Vladimir Drăghia să găsească verzele de aur? 4. Gata, băi. Câte verze 5, ai? 5. Mai e 15 secunde, hai de la mâna, nu? Da! 10! Ce zicea pe 9, ultima? 8! Nu pot să 7! 6! 5! Unde e cealaltă? 4! 3! 2! Nu pot să cred! 1! Vladimir! Îmi pare rău! Îmi pare foarte rău! Va trebui să faci o alegere dificilă acum. Ai de ales între două coșuri, unul albastru, unul galben. Unul conține ingredientele corecte, celălalt... posibile. Albastru sau galben, Vladimir? Hai să luăm altfel, ai o secundă pentru această alegere. Galben! Galben! Foarte bine, ușa ta se deschide acum! Hai! Tot contratim ca să știu dacă... Da, evident, ieși afară, repede! Mă, da, ușa aia mică, mă, Andrei, mă. E ok, se descurcă. Muza a fost alături de tine și ai luat coșul corect, dragul meu, Vladimir. Măcar cu norocul. Păi da. Dacă competența îmi lipsește. Să vedem competența data asta, pentru că îți voi da întâi un indiciu. Ascultă bine. Pip, pu, pip. Pu, pu, pu. Pip, 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 pu. Ce face să mă parcă era cu alergare, cu tumbe, cu astea, nu cu... Acesta este indiciul. Un singur frigider conține ingredientele corecte. Celelalte conțin alte ingrediente. Dragul meu, da, proba da, ta indiciu, începe n-am înțeles nimic acum. Din indiciu. Ți-l ofer mai vizual. Nu cred. Ce? Bă, nu cred, ai făcut morse aici. Deci beg neon, beg neon, beg neon. Dacă vreunul dintre voi știe într-adevăr morse... Vladimir, da. Ai frigiderele? Vezi că scrie ceva pe ele? Da, sunt puse litere. Bun, cred că aia e legenda. Și după aia niște semne. Alfabetul morse. Ok, cercuri și liniuțe. Bun, hai să îl rugăm pe Andrei să ne dea de la început cuvântul. Ai 60 de secunde. Avem 60 prima secunde. Literă. Stai. Neon, beg. Neon, neon, beg, neon. Neonul liniuță, beg, punct. Hai, neon, beg, neon. Neon, beg, neon. Nu. Că trebuie să caut aici? Nu, încă o dată, mai dă o dată. Beg, neon, beg. Beg, neon, beg. Beg, neon, beg, gata. Beg, neon, beg. Hai să căutăm, neon, beg, neon, beg. Gata, imediat. Mai avem 40 secunde, imediat. Repede. Beg, neon, beg.
Adică punct, linie, punct. Bec. Gata, gata. R, R. R, R, restaurant. Următoarea literă. Hai, următoarea. Neon, neon, neon. Neon, neon, neon. Neon, neon, neon. Neon, 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 neon. On, neon, neon. Neon, a, o. 15. Ro. Ro. Ok, ro, hai. Următorul. Bec, bec, bec. Trei becuri. Bec, bec, pa, pam, pam. SOS, SOS. SOS. Ros. Ultima literă. Ros. Ros. Vezi dacă ai ceva ros acolo. Bec, bec, neon. Încă unul, încă o literă. Bec, bec, neon. Trei becuri, trei becuri. Trei becuri? Nu. Nu, sunt bec, bec, neon. Da, trei becuri neon. Nu, bec, bec, neon. Andrei. 1 minut 30, hai să ne grăbim. Bec, bec, neon, bec, bec, neon. Unde e? Unde e, mă? Mă, dar e lung cuvântul ăsta. Bec, bec, neon, gata, u. Rosu, rosu. 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 Ăsta e indiciu. Ăsta e indiciu, frigiderul roșu. Roșu. Frigiderul roșu. Gata, dați mai multe. A? Dați mai multe frigidere roșii. Așa este. Unul dintre ele conține ingredientele corecte. 10 secunde, haide, repede. 10. Nu, nu, nu. Hai, mă, Vladimir, că rămâi aici. 20% șanse. Ai ăsta de aici. A, B, C. Începem cu... Deschide. Deschide și ia tot din el și fugi odată. A, e bine, am prins ceva. Am ceva aici. Perfect. Ce e? Rață? Hai. Băi, nu e rață, dar tot e bine. E bine, dă-i înainte. Hai să fugim, că rămâi aici. Și locat. Unde, unde înainte? Pe ușă. Aici. Aia e. Bine că am scăpat de codul Morse. Bine că am scăpat de el. Bun, acum e cazul în camera albastră să punem ceva pe noi pentru că se va lăsa frigul. În această probă va trebui să afli pașii rețetei. Respectiv, ce trebuie să faci cu ingredientele pe care le-ai câștigat cu atâta înverșunare. Și pentru asta va trebui să dai la coș. Florin îți va povesti niște rețete, iar tu va trebui să nimerești rețeta care corespunde descrierii lui Florin. Ești pregătit? Nu. Perfect. Ai niște mingi acolo pe care dacă le observi ai putea să le atingi. Aha. Pe masă, bravo. Bun. Iar proba începe acum, ai 60 de secunde. Vladimir, în cazul în care nu nimerești din prima la rețetă, poți să mai repeți. Da? Mă bucur. Bun. Așa, sunt niște paste umplute cu brânză canelioni. Și... Bun, dă-i înainte, hai. Repet. Ai intrat! Perfect, avem, hai! Din prima, hai nu? Departe. Da, 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 bravo! Se pune, e ok? Bravo! Florin, schimbă rețeta. Bun, se călesc în tigaie cu niște ceapă albă. Picăței de pui! Bravo, bagă, hai, repede, repede! Hai, hai, mai repede, continuă, mai repede, continuă. Mai repede! Mai dau o dată? Da, 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 30 secunde! Tot la picăței, tot la picăței! Ba, tot la picăței, ca oricum n-am dat! Bun! Clătite, nu mai am ficăței! Au dispărut ficăței! Aduceți ficăței înapoi! Aaaa! Bun, schimbă rețeta! Ei, tu ai mutat ficăței! Avem desert, desert! Se ia, se fierbe în vin! Pară fiartă! Coș! Bun, felicitări! Bun, bravo, bravo! De unde s-arunc! Hai, mai încercăm una repede? Hai! Sunt învârtite și umplute cu niște carne și gratina! Clătite! Dă-i, dă-i, dă-i! Hai, hai, hai! Aaaa! Mai bine rămâneam la ea, mă retrăgeam în glorie! Ia-ți coșul și du-te spre labirint. Bun, pot să scap și eu de asta, că vreau să văd și 5. Vladimir? Ai nimerit 3 coșuri, vei primi jumătate din pașii rețetei. Suficient. Mă duc la și cu mai puțin. E destul. Te afli în labirint. Ca în orice labirint, evident, trebuie să umbli în cerc. Acesta este regula. Și ai un timp limitat pentru... A, încerc, încerc. Nu vezi cercurile de pe jos? Ai prins-o? Te plimbi în cerc? Mai ai 50 de secunde. A, ok. Se trece pe asta. A, ok. Ai văzut. În sfârșit. Mai sunt multe. Mai sunt. Sunt. 40 de secunde. Stai, când fac un... Hai mă, așa că mă organizez imediat. Cred că am reușit. Nu, te-ai cred blocat. Că ești închis. Ți-am zis că umbli în cerc. Mă, dar ușa aia nu se deschidea? Ia verifică ușa, Vladimir. Pe care ușa? Păi du-te înapoi, vezi dacă se deschide ușa. A, nu, stai că am mai găsit ceva. A, nu. E bine, Vladimir. Da. Ești bine. M-am pierdut, aici rămân. O oglindă din aia se deschide dacă împingi. Păi și acum îmi spuneți? Păi de-aia cred că aia era unde ai fost acolo de-ai zis că te-ai blocat. Eu cred că dacă împing mai tare se deschid toate, sincer să fiu. Aia clar. E bine pe acolo, dar nu e bine. Nu acolo, Vladimir. Dar hai, trage și de-aia dacă tot ești. Du-te înapoi. Pe acolo, pe acolo, pe acolo. Dreapta. Întoarce-te în cerc. Aha, gata, cred că am găsit ceva, dar mi-a rămas coșul. Bravo, măi, Vladimire, mă! Bravo! Felicitări! Seiful de ustensile e doar al tău. Pentru asta va trebui să ai un cod care e simplu, se află la picioarele tale. Da. 60 de secunde, apropo, și aici. Băi, terminați-mă cu glumele, că nu e nimic la picioarele mele. Ba da. Ia caută mai bine. Ba da, e.
Curaj, curaj, te rog. Curaj. Fii agresiv. Caută, caută. Fii e agresiv. La picioarele tale. La picioarele tale, fii agresiv. Sunt hai, niște crampoane ceva pe aici, nu? Caută, caută. Sub ele. Pe sub. Așa, hai, ești pe... Agresiv, agresiv, deci. Așa vrei să zici. Tată, bravo. Hai. 1, 8, 4, 7. 1, 8, 4, 7. Dar astea alea doar sunt cifre, doar cifre, nu e ordinea lor. Și ordinea, nu e ordinea. Hai și vă, trebuie să ghicesc eu. 1, 4, 7, 8. Hai! Hai, hai, hai. Scoate repede, repede, repede și fugi. Tot ce poți, scoate tot ce poți. Mai ai 20 de secunde. Grăbește-te. Eu zic că s-a descurcat chiar bine pentru... Bate codul! Încă o dată. 1, 1 7, 4, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 2. Jos. Sub. Fugi, ieși. 645. Ieși, ieși, Vladimir. Asta înseamnă că doar asta a fost. Doar asta a fost. Grăbește-te asta să ieși. Asta a fost. Grăbește-te să ieși. 5, 4, 3, 2. Invers. Bravo, Vladimir. Bine ai venit pe holul cu susul în jos. Pentru că este un hol extrem de special, pentru a avea o perspectivă coerentă asupra lucrurilor, îți recomand următorul lucru. Dacă reușești să mergi în mâini, eu îți voi spune exact care este ușa. Să mergi în mâini? Da. Până la o anumită ușă? Păi până la ușa cu pricina. Poți să mergi în mâini? Pot să încerc să merg în mâini. Dar ai mers în mâini vreodată? Am încercat. Încearcă să mai mergi în mâini odată pentru a avea o perspectivă mai frumoasă asupra holului. Vezi că e pe timp și dacă nu merge... Bănuiesc că este în cea mai îndepărtată ușă. Îți voi spune exact care este dacă te așezi în mâini. Bine, mă, hai. Vladimir, ești sigur? Da. Hai. Nu pot să cred. Hai odată! E foarte bine. Păi dă-i! Ușa este... Du-te. A treia la stânga... Cum stai cu spatele la trecut? Ce nesimt! 230! Ușa numărul 230, hai, fugi în mâini! 230? În mâini! Da, fugi repede! 230, stai mă că nu văd în... 230, aha... Păi așa este mâini, ca să vezi mai bine! Da. Păi și coșul? E bine așa, e hai bine așa! Hai mă, nu fiți! Eu încerc să te ajut! E foarte bine! Și cel mai interesant va fi cum te deschizi cu piciorul ușa. Hai să vedem, dar întâi să ajung la ea. Mai un pic. 2-3-0, mai am, gata. Invers. Dacă trebuie invers, normal. Bravo, băi, omule, bravo, bă. Acum du-te în coș, du-te după coș. Nu. Mă rog. Da, bine, ia normal și du-te. Du-te în picioare, cineva. Du-te în picioare după coș. Gata, pot? Da. Bravo, Vladimir. Sincer să fiu, nu mai așteptam să reușesc. Nici eu. Eu am vrut să te ajut. Sincer, nu mă așteptam să încerci. Bă, da, ce bine te-ai mișcat acolo să mergi în mâini, bă, frate. De toate are omul ăsta. Am adus și rața. Rața noastră care face cum? Guiț. E o rață poliglotă. Varza. Și rețeta, să nu uiți de ea, să scoți și pe aia. Ceapa, care știu că e foarte importantă. Rețeta o mai rețeta? E? Aude ceva. Ah! Wow! Ăla este ceainicul crainicul. Zi, Florin, ce trebuie să facă pentru că e proba ta? Păi, hai să vedem. Ce cuțite avem la îndemână? Avem 3 cuțite. Ia, care? Unul mare și 2 mai mici. Care e cel mai mic cuțit pe care l-ai? Acesta. Perfect. Ăla cel mai mic, păstrează-l, restul... Dă jos de pe masă. Bun. Care e cea mai frumoasă varză pe care o ai acolo? Varză? Da. Ce înseamnă varză frumoasă? Cea mai mare și cea mai bogată. Asta pare mai sănătoasă, așa. Aia? Pune-o pe tocător. Pe tocător. Da, tocător. Tocătorul fiind ăsta? Nu. Aia este o mandolină. A, tocătorul e fundul, cum ar veni. Da. Ok. Trebuie să o toci toată în 60 de secunde. Timpul tău începe acum. Știu că trebuie să rămână cotorul. Da, cum vrei, dar trebuie să te grăbești. Băi. Hai, Vladimir, că mai ai puțin. Alo. Dă-i înainte. Tu toacă acolo. Mai ai 20. Hai, de când am mai învârtit masa asta? Băi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Băi, vreau să zic că te-ai mișcat exemplar. Mulțumesc! Exemplar! Bravo! N-arată, parcă m-aș fi mișcat exemplar, dar mulțumesc. Dar ai reușit! Am aici jumătate de rețetă. Ce scrie acolo? Ia să vedem. Este exact jumătatea aia care nu e bună, adică a doua parte. Trebuie să ghicesc începutul. Vrei să citesc? Da. Modalitate de preparare. Într-o tigaie punem la prăjit pieptul de rață, adică porcul, care a stat pe partea cu grăsime.
Hai să procedăm, nu? Da, da, pe bun, deja am nevoie de o tigaie. O tigaie mare. Ulei. Simt cumva că tot contra cronometru sunt. Nu, e ok. Nu mai ești contra cronometru, dar e ok să simți că ești. Desfă pachetă de carne. Rața, da, desfă rața. Unde e rața? Ce ați făcut cu rața? Cred că așa. Gata. Cred că a zburat la un moment dat. A zburat. Ai făcut vreodată grătar? Da. Bine. Hai, toată odată. Pam pam pam, repede. Așa, ok. E foarte bine. Lasă acolo, că rățești. Dar sare pe mine. Sar și tu pe ea. Hai că mai intră una așa pe. Și pe partea alaltă. Aia fac. Gata, te-ai scos. Mă iau după instinct, așa. Da, intuiția și instinctul trebuie să te ghideze în bucătăria fără scăpare. Bun. Piper aș vrea să pun, dar cred că îl pun degeaba pe ăla boabe pe care nu-l pot măcina cu puterea mușchilor. Ba da, poți cu cuțitul, cu cuțitul. Ah, bravo, ai dreptate, da. Aia e. Așa. Bravo. Bun. N-ai fi zis că nu gătesc. Păi vezi? Gata. Mă, de gătit, poate tu zici că nu gătești, dar se pare că te uiți la oameni care gătesc. Mă uit la show-uri culinare, ce-i drept. Și apreciez foarte mult bucătarii. Nu vreau să te perii, dar apreciez foarte mult bucătarii. Și mi-ar plăcea să fiu și în stare, dar sunt prea leneș. Mă, să știi că și eu mă uit la băieții care fac culturism. Și nu se întâmplă nimic. Că uite-mă, la fel sunt. Gata, asta e jumătate. Și usturoiul la fel? Am usturoi? N-ai luat? N-am văzut usturoi. Păi poate aveai înainte să toși varza. Da. Ai dreptate. Și am și cimbru cu ocazia asta, am descoperit. Bun. Mamă, ce bine nu, miroase. Nu, păstrează grăsimea. Păstrează grăsimea, scoate cu altceva. Eu păstrez, ok, nu, e suficient de... Nu are multă. Nu, n-ai înțeles. A, să păstrez în tigaie grăsimea. Da. Un pas și vă fac și pasta, imediat. Bine. Auzi, da, ai frecat varza cu sare, nu? Nu, am uitat. Hai, lasă așa, arunc-o așa cum e. Și ceapa și usturoi toată dată, că o frec, da? Aici. Bun, așa, fără să te arzi. Dar usturoiul l-ai pus sau doar l-ai găsit? Nu, că m-ați luat voi cu vorba. Îl pun acum, imediat. Bun, acum merge un capac. Aia, bravo. Băi, te miști bine, serios, în bucătărie chiar te miști bine, bravo. Bun. Am niște brocoli. Îl folosesc la ceva? Dacă vrei, poți să-l folosești și pe ăla. Nu, mai bine nu, pune-l în frigider pentru un alt invitat. Aoleu, okay. Deci, orodici, îți jur. Cu prima ocazie îți gătesc brocoli. Dar nu mai bine mă bați. Să știți că fac brocoli acasă. Brocoli e singurul aliment pe care îl fac pentru Zora. Vrei să te mai învăț o rețetă de brocoli acum? Hai să facem brocoli. Acum? Acum. Da. Acum facem brocoli. Acum. Pune tigaia pe foc. N-am tigaia, am din asta. Perfect. Poate pe să fie folosită, da? Pune pe foc. Dar nu țipa la mine că e sensibil. Scuze, mă vezi la bucătărie și țip la mine. M-a luat valul, frate, iartă-mă, nu, chiar hai, deloc. Zi. Bun, n-are unt. Ai unt? Nu. Nu. Gata, nu mai facem. Poate dacă nu țipai, făceam rost. Vezi ce se întâmplă? Vezi că ți-am trimis în tubul roșu brocoli și unt. Au venit? Da. Oho, să fie primit. Usturoiul este deja curățat. Perfect. Vreau să pun atent. Acum carnea de porc aici. Bagă carnea de porc peste și după aia ne luăm... 6 minute durează toată nebunia. Și de-aia, orodici, până acum n-am mâncat brocoli, pentru că l-am mâncat întotdeauna overcooked. Doar pentru tine facem brocoli întâi. Iau o mână de sare și arunc-o în apa aia. Mână bugată de sare. Cam așa? Nu, tată, o mână. Aia au fost două degete. Așa. Și acum taie brocoli. Da. Știi cum? Nu. Pune partea verde, las-o în jos. Așa. Și așa, nu? Nu. Uite-te un pic la mine. Cu cuțitul mic, vii pe lângă cotor. Așa. Da? Ok. Și desparți buchețelele de... Ok. Așa. Eu făceam cam același lucru, dar dintr-un alt unghi. Pune crăticioara aia pe care o avem cu un sfert din pachetul de unt pe care l-ai. Varianta ingurgitabilă a brocoliului este că se folosește așa vreo 3 pachete de unt. Untul adevărul e că salvezi orice aliment. Exact. Pune deja usturoiul liniștit. Acum, ia brocoliul ăla și spală-l repede sub jet de apă. Așa. Așează buchețelele de brocoli în unt. Deja a început să-mi rasă frumos. Exact. Pune buchețelele de brocoli acolo. Uh-huh. Maxim 2 etaje, nu mai mult. Păi să știi că dacă pun în 2 straturi, intră cam tot. Așa că eu zic să pun în un strat, ca să mergem la sigur, să-i placă omului. Exact. Vă rog eu frumos. Nu-mi place brocoliu. Scrieți acolo în comentarii ca să nu mă oblige să mănânc brocoli, că nu e ok, nu e... Cam asta e. Așa, 220 de grade timp de 10 minute. Și cât mai faci tu curat un pic pe acolo, e gata și brocoli. Ce frumos mi-a zis să fac curat. Gata brocoli, oprește-l și gustă unul. Mamă, serios? Da.
Gustă un brocoli să vezi dacă s-a fiert. După aia strecori și mai pui încă un sfert de pachet de unt. Are și el dreptate, ca mult unt totuși. Untul este potențiator de arome. Înțelegi? Și dacă nu-ți place brocoli, cu cât pui mai mult unt, cu atât nu o să-ți placă. Corect? Are logică ce zici, dar e ok. Vezi să nu te tai. Vezi să nu te tai când te frigi. Oprește-l. Acum, untul, amestecă și pune capacul și ne vedem peste 10 minute. Abia aștept să văd ce față face orodici când gust din brocoli. Mulțumesc mult, curios. Eu te las. Mulțumesc mult Sport, pentru tot. Să te distrezi. Mersi. Panică, ce fac acum? Am rămas singur, Vladimir. Nu-ți fie teamă. De acum o să te ajut eu. Parcă ești la mic din filmul de groază care merge pe tricicletă, așa? Da. Vă fi pe față, ai văzut filmul, nu? Ia brocoliul ăla și aruncă-l la gunoi. Nu! Am făcut artă. Trebuie să guști. Sau dacă pui măcar o bucată costiță de aia peste el, îți fac un cadou. Du-te în tubul albastru și descoperă cadoul de la mine. Mă aștept să sară ceva de aici. Nu. Ok. Dar să știi că n-am promis că-ți pun de toate acolo. N-ai promis. Folosește. Și pentru că știu că ești un notător bun, pune-ți ochelarii. Calcă apa, fă plating-ul cu ei. Bă, chiar voiam să-ți pun niște varză cu de toate, dar acum o să am și o scuză dacă nu-mi iese. Absolut. Și așa o să apar la televizor? Da. Te îndrum eu. Bă, ce-ți mai place să numeri până la 40, până la 50? Nu mai număr, fii atent. De ce nu mai număr? Îndrumă-mă pur și simplu. În dreapta ta se află farfuriile. Mai jos. Mai în stânga. Da, gata, mi-a dus. Acelea sunt farfuriile. Două, da. Undeva e o masă. Mulțumesc mult. Folosește o furculiță. Pune-le pe jos, că oricum e pentru Dumitrescu. Pune varză și carne în farfurie. Stai să aduc asta, mă. Caută și varză. Dar nu o să arate bine, aveam și eu o șansă să fac ceva. E foarte bine, arată foarte bine. N-am încredere, orice mi-ai spune, n-am încredere în tine. Mai pune un pic. Gata. Chiar se pune sau... Merge. Pune, ajunge. Serios? Da. Verdeață, știu unde e verdeața. Nu. Nu e aici? Nu, e aici. Nu, am e în față. Mai în spate. Da. Hop, uite verdeața. Foarte bine, smulge-o și mărunțește-o cu mânuțele, așa, pentru că așa e trendy mai nou. Pune așa peste, bravo, foarte bine acolo. E ok, mă? Da. Serios, arată bine? Da. Doar că ai pus... E bine, cred că ajunge câtă verdeață ai pus. Acum, asta e farfuria lui Dumitrescu, scoate ochelarii. Nu, că ai zis-o cu prea multă satisfacție, că e bine, deci nu e bine. E bine. Bun, acum, gata? La farfuria mea te las să faci plating-ul fără ochelari. Deci poți să-i scoți. Da. Vezi că n-arată rău. N-arată rău, e foarte bine, da, are ceva așa. Da, dar m-ai mințit, prima dată sigur pusesem aici. Da. Aha. Și acum pentru tine, da? Da. Ardei-u-te. Imediat, frică. Stai puțin. O să-ți fac ceva frumos. Dar... E frică. Doar brocoli, te rog. Te aștept la degustare, eu nu pot să mă uit la chestia asta. Păi am cam terminat. Bagă-le în tuburile respective. Cu mulțumiri pentru tot ajutorul pe care mi l-ai dat, Andrei. Îmi pare rău. A venit. Este pentru prima dată când gătesc varză cu rață și porc, de fapt, care ar trebui să fie rață. M-am descurcat, nu m-am descurcat? Spuneți-mi voi în comentarii. Cred totuși că m-am descurcat. Arăta bine. Sunt curios ce gust are. A? O să aflu acum ce gust are. Doamne, cum e! Doamne, cum arată! Orăzi. Și a mea are zgârci. O vezi, nu? Da, o văd. Ia uite. O vezi? Da. Ce senzațional. Nu. Vladimir chiar s-a descurcat. Da. Hai să dăm verdictul. Îl dai tu, eu, că eu mai mănânc, da, mai am un pic de carne. Eu zic să-l pedepsim. Bine, tu hotărăști atunci. Vladimir, drăghia. Ai gătit foarte bine, se pare mulțumesc. Rața pe varză ți-a ieșit. Și brocoli? Brocoli? Minunat. Mulțumesc. Verdictul tău te așteaptă în tubul roșu. Ți-a ieșit! S-a rămânat pentru masă, Vladimir, ai fost senzațional la găteală. Extraordinar, te-ai descurcat de minune. Să vă fie de bine, vă mulțumesc mult că m-ați invitat și că m-ați făcut parte din nebunia asta voastră. Chiar a fost o mai mult decât plăcere. Da. Aș spune chiar onoare. Mulțumesc mult! Mulțumim! Succes! Felicitări! La fel! Orodici, da. Cum facem data viitoare? Nu știu, vrei tu să fie la bun
Sau eu orator. Știi ce? Ia hai mai bine să decidă spectatorii. Doamnelor și domnilor, scrieți în comentarii data viitoare, rândul cui ar fi să mănânce brocoli. Până atunci, intrați pe canalul YouTube Lidl România și pe surprize.lidl.ro/bucătar fără scăpare. Spor la gătit!